Cea mai mare universitate din Republica Moldova, Universitatea de Stat, își va transforma oferta educațională odată cu dezvoltarea MediaCorp. Aici tinerii își vor dezvolta cunoștințe și vor excela la nivel internațional în domeniul noilor media, tehnologiei și tehnicilor digitale creative, în domenii precum cinematografie și animație. USAID strongly believes in the potential and creativity of Moldovan youth. By supporting the creative industries, USAID provides jobs and opportunities for young people in Moldova, helping to retain the talent at home. The creative industries is a rapidly growing sector of the economy. Over 13,000 people work in the Moldovan creative and media sectors. Sweden is a strong supporter of media diversity and encourages collaboration among digital media, startups, producers and other key players. Merging technology with creativity, MediaCorp will catalyze entrepreneurship and will allow traditional media to embrace innovations in order to develop authentic and attractive content for the public. In a world of fast evolving automation and technological change, creative industry has proved itself to be both resilient and durable. The UK supports the development of creative industries in Moldova so that the jobs of tomorrow can and will provide real opportunities for young people in the country. MediaCorp will facilitate these opportunities and encourage young people to become passionate about pursuing careers in the field of creative industry. Universitatea de Stat din Moldova va găzdui centrul MediaCorp, vor apărea noi specialități, iar peste 1000 de studenți de la programele comunicare, jurnalism, IT, informatică, fizică, matematică, vor avea posibilitatea să elaboreze proiecte practice și să-și lărgească oportunitățile de angajare prin colaborările cu sectorul privat la MediaCorp. Asociația Companiilor din Industriile Creative Cor va aduce contribuția sectorului privat în viitorul MediaCorp. Pentru a avansa în domeniul creativ și a putea concura cu alte țări, Moldova are nevoie de conținut original, dar și de tehnologii care să permită celor talentați să-și dezvolte potențialul. Comunității creative. Bună ziua și vă mulțumim că sunteți astăzi cu noi online. Eu mă numesc Doina Nistor și sunt directoarea proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UKAID. Ați văzut deja din videoul nostru introductiv că astăzi avem plăcerea să vă anunțăm despre dezvoltarea unui proiect de tehnologii media, revoluționar pentru țara noastră, pentru Republica Moldova, și să celebrăm semnarea unui parteneriat public-privat ce prevede crearea unui centru de producție media sau multimedia denumit MediaCorp. Acest memorandum este semnat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, donatorii strategici pentru Republica Moldova, USAID sau Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Suedia prin Biroul său de Cooperare Internațională și UKAID, Universitatea de Stat din Moldova și Asociația Companiilor Creative Cor. Reprezentanții tuturor instituțiilor îi avem astăzi alături online și le mulțumim pentru consolidarea eforturilor în jurul agendei comune pentru sporirea competitivității sectorului creativ. În cadrul acestei conferințe de presă online îl salutăm pe Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, domnul Igor Șarov, șeful misiunii USAID Moldova, domnul Scott Hocklander, șeful cooperării suedeze, Adam Amberg, șeful adjunct al misiunii Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, Gary Davis, vicerectorul sau rectorul în exercițiu a Universității de Stat din Moldova, doamna Otilia Dandara, și directorul executiv al Asociației Companiilor de Creație Cor,
Vasile Braga. Dar și avem cu noi mai mulți membri din Consiliul Asociației, pe care vom prezenta un pic mai târziu. De asemenea, alături de noi sunt și reprezentanții mass media, iar după prezentări va urma o sesiune de întrebări din partea jurnaliștilor și răspunsuri din partea partenerilor. Dragi jurnaliști și alți spectatori cu noi, pentru a asculta traducerea în limba română a discursului oficialilor, vă rugăm să alegeți canalul franceză de la butonul traducere sau interpretation, prevod în limba rusă, în funcție de limba care o utilizați. Celor care sunt conectați cu noi prin Zoom, vă rugăm să păstrați microfoanele dezactivate pentru jurnaliști și camerele și le veți include doar în momentul intervenției. Vrem să vă anunțăm că evenimentul este transmis live pe paginile privesc.eu, precum și pe paginile de Facebook a Ministerului și a tuturor partenerilor, și vă invităm să distribuiți pentru ca să ajungem la întreaga comunitate creativă. Iar acum, pentru un cuvânt de salut, oferim cuvânt domnului ministru Igor Șarov și care să ne prezinte importanța acestui parteneriat pentru domeniul nu doar creativ, dar domeniul media și domeniul educației. Rugăm, domnul Șarov. Stimați parteneri, domnule șef al misiunii USAID Hochlander, domnule șef al cooperării suedeze Amber, domnule viceambasador Deves, doamna rector Dandara, domnule președinte Braga, dragi colegi, jurnaliști, astăzi, mai mult ca oricând, întreaga omenire recunoaște importanța și impactul global al digitalizării pentru toate sferele vieții sociale, dar în special pentru digitalizarea în educație, cultură și mass media, precum și contribuția acestora la democratizarea și competitivitatea societății. În special în această perioadă a pandemiei, generată de răspândirea virusului COVID-19, ne-a demonstrat cât de importantă este digitalizarea și tehnologiile informaționale, cele creative, pentru a nu renunța la activitățile curente și atât de vitale pentru noi toți. În acest context, suntem onorați astăzi împreună cu partenerii noștri fideli, pun accentul pe acest cuvânt, Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Suedia și Marea Britanie, dar și cu suportul Asociației Industriilor Creative COR și a Universității de Stat din Moldova, să lansăm Centrul de Producție Digitală Media COR, care, fără îndoială, va însemna o nouă epocă în dezvoltarea industriilor media digitală și creative din Republica Moldova, după inaugurarea în 2019 a Centrului Creativ Artcore. Cred că nu mai puțin este important și faptul că Centrul MediaCore va fi localizat anume la Universitatea de Stat din Moldova, iar studenții și cercetătorii acesteia, de la specialitățile jurnalism, comunicații, limbi și tehnologie ale informației și alte facultăți, vor putea beneficia de plin de oportunitățile oferite de Centrul MediaCore. Cea mai mare universitate din țară, Universitatea din Stat din Moldova, își va transforma oferta educațională odată cu dezvoltarea MediaCore. Cred că aici tinerii își vor dezvolta cunoștințele și vor excela la nivel internațional în domeniul noilor instrumente media și a tehnicilor digitale creative, în așa sfere precum sunt cinematografia și televiziunea. De asemenea, cred că este foarte important să menționez că MediaCore va fi o resursă importantă pentru profesioniștii din industriile creative și media, care în Republica Moldova, după datele noastre, numără peste 16.000 de tineri și circa 2600 de afaceri creative. Ne dorim și suntem convinși că acest centru va deveni un important hub pentru valorificarea ultimelor inovații din domeniul media și industriei creative, de care vor beneficia atât studenții, cercetătorii, dar și profesioniștii din atât din sectorul de stat, cât și din cel privat. Cred eu că această colaborare multidimensională va catalyza comunitatea media digitală și va facilita dezvoltarea și extinderea de produse și servicii media de noua generație,
care vor fi competitivi nu numai pe plan intern, dar și plan internațional. De asemenea, cred că prin crearea de produse și servicii media digitale moderne în cadrul acestui centru, Republica Moldova se va plasa printre principalele state europene ca vizibilitate sporită în acest domeniu, dar în același timp, cred că nu mai puțin este important, este faptul că prin lansarea acestui centru Mediacor vom crea locuri noi de muncă și vom spori șansele de angajabilitate a tinerilor. Centrul va conține de asemenea spații pentru pre- și post-producție media, spații de antreprenoriat și învățare, accesibile pentru tineri, profesioniști, dar și suport substanțial în lansarea startup-urilor. Eforturile acestui proiect sunt importante și sunt comune. În condițiile pandemiei, eu adesea utilizez termenul împreună. Numai împreună putem să depășim această criză, împreună putem să dezvoltăm proiecte frumoase. Eforturile ale Guvernului Republicii Moldova, ale Universității de Stat din Moldova, dar și suportul important al partenerilor, al Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Suedia, Marea Britanie, prin proiectul de competitivitate din Moldova și, sigur, că suportul Asociației Industriilor Creative Core. Noi ne dorim tuturor succesă și sperăm că vom reuși lansarea centrului MediaCore în termenii care ne-am propus, așa cum i-am planificat. Să ne fie într-un ceas bun. Vă mulțumim, domnule ministru, și aș vrea încă o dată să reiterez susținerea plenară care o avem de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru acest proiect și pentru alte proiecte inovaționale care le dezvoltăm în domeniul educației. După cum ați menționat, doar împreună putem să reușim să facem aceste proiecte inovative pentru țară. Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, investește de peste 10 ani în dezvoltarea capitalului uman, a sectoarelor IT și mai recent, de 3 ani, în creșterea competitivității industriei creative. Mediacor va fi un centru de excelență și urmează exemplu altor centre care au fost fondate cu susținerea USAID și a Suediei și mai recent a Marii Britanii, precum TechWheel, ZipHouse, PubLab, amplasate la Universitatea Tehnică, sau ArtCore, amplasat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Și acum aș vrea să ofer cuvântul șefului misiunii USAID în Moldova, domnul Scott Hocklander. Scott, please. Thank you. Thank you, Doina. Minister Sharov, Rector Dandara. Doamna Rector Dandara. Turn off the... Stimați parteneri, domnule Amberg, domnule Davis, domnule Braga, doamna Nistor, stimați studenți, colegi, profesori, bună ziua! Este o plăcere enormă pentru mine să fiu alături de dumneavoastră astăzi la lansarea unui parteneriat foarte important, ceva ce noi așteptam cu nerăbdare să fie lansat de ceva timp deja. Am fost chiar în birourile domnului ministru virtual foarte recent și domnul ministru îmi zicea că trebuie să reușim cu acest proiect, trebuie să-l realizăm și nu am putut să fac mai mult decât să ajungem la această etapă. Sunt acum foarte bucuros că noi suntem aici, ne îngrijim de aceasta, lansăm aceasta, anunțăm și iau cuvintele domnului ministru de a lucra împreună. De a lucra împreună, într-adevăr, noi suntem, inclusiv cu domnul ministru, în inima acestui parteneriat. Lansarea, Centrul MediaCore pentru producție media digitală va servi drept o fundație pentru industriile creative și digitale și de media digitală emergente în Moldova și va oferi oportunități de accelerare a creșterii sectorului. Alături de Suedia și UK, USAID susține dezvoltarea industriei serviciilor creative în Moldova. MediaCore, după cum am spus și aș vrea să menționez în mesajul meu, va avea un impact pozitiv asupra competitivității sectoarelor media și creative din Republica Moldova, unde deja sunt angajați peste 13.000 de tineri specialiști și va avea un impact pozitiv asupra creșterii, dezvoltării
întreprinderilor mici și micro în sectoare, cum ar fi publicitate, design, producere de conținut media, dezvoltare de jocuri și alte domenii creative. Și noi vedem această creștere, se produce deja, ea a ajuns în 2015, după cum a spus și domnul ministru, cu 20%, ajungând la un număr de peste 2800 de companii creative. Eu cred că aceasta reprezintă o oportunitate pentru tinerii să beneficieze de viitorul lor, să beneficieze din plin de viitorul lor și să dezvolte această cale spre viitorul lor. Evident că talentul se află aici în Moldova, fără îndoială. Primul film de virtualitate, desen animat de virtualitate, de realitate virtuală produs de studioul de animație Simple Spare, s-a bucurat de un succes enorm, beneficiind de recunoaștere și de premii la festivaluri internaționale de film prestigioase, de asemenea primind și premiul pentru cea mai bună muzică, cel mai bun sunet și premiul publicului pentru cea mai bună animație. Eu pot să aduc și mai multe exemple despre această instituție care se lansează acum. Eu cred că ceva ce lipsește, la sigur nu lipsește talentul, nu lipsește pasiunea, lipsește doar infrastructura care este, lansarea care este anunțată acum. Și partea bună despre MediaCore este că va pune la dispoziție cele mai ultime, de ultima generație echipamente pentru realitate virtuală, pentru animație și aceasta va valorifica potențialul următoarei generații pentru a genera produse și pentru a aduce aceste produse și servicii într-o nouă direcție. Eu vreau să închei prin a felicita Universitatea de Stat, toți studenții, toate facultățile, comunitatea de creație, guvernul, sectorul public, privat, partenerii care sunt implicați pentru această realizare. Eu cred că aceasta va însemna, după cum s-a menționat, ceva ce se așteaptă și cei care va beneficia întreaga comunitate din Chișinău, întreaga comunitate din Republica Moldova și va fi ceva minunat și cred că va fi ceva despre care noi vom vorbi mult timp încă înainte. Vă mulțumesc foarte mult, dragi parteneri, vă mulțumesc pentru prezentare și e minunat să fim împreună. I like actually calling MediaCore the home of media and creative industry. As you rightfully mentioned, the talent is here, but we need a place, a hub, a platform so that we can cultivate this talent. And what a better place than the university and the private sector coming together to build this new home that is called MediaCore. Thank you so much for being with us today. Vă mulțumim încă o dată, domnule Hochlander. Și acum vreau să zic că al doilea partener strategic este guvernul Suediei. Suedia, toți o cunoaștem că este în top 3 cele mai digitale economii din Europa, iar diversitatea media în Republica Moldova este o prioritate pentru ambasada Suediei la Chișinău. Îmi face o deosebită plăcere să ofer cuvântul șeful cooperării suedeze la Chișinău, domnului Adam Amberg. Adam? Yes, hello everyone, dear Minister, Rector, dear partners, dear students, teachers and colleagues. It's really a pleasure to be here today and see you. Pentru mine să fiu alături de dumneavoastră cu astăzi și să vedem lansarea. Unii dintre dumneavoastră poate că cunosc deja că Suedia este bine cunoscută în întreaga lume pentru combinarea talentului creativ cu tehnologiile de ultimă generație care rezultă în nume cunoscute deja în toată lumea, cum ar fi Spotify, Minecraft și multe altele. Noi, deseori, vorbim în zilele noastre despre inovare în cadrul instituției noastre și eu cred că având același acord, o asociație dintre Universitatea de Stat, Ministerul și multe alți parteneri de dezvoltare în sine deja poate fi considerată ca un semn de voință comună, de cooperare comună în scopul și de inovație. Investiția noastră în comună, în MediaCore, care este primul centru de producție media digitală din Republica Moldova, este determinată de dorința Suediei de a ajuta economia Republicii Moldova să beneficieze de uniunea dintre creativitate și tehnologie.
Îmbinând tehnologia cu creativitatea, MediaCorp va cataliza antreprenoratul și va permite medii tradiționale să adopte inovațiile pentru a genera conținut autentic și atractiv pentru public. Numai puțin important, trebuie să menționăm că având un astfel de centru, vom promova eforturile pe care Universitatea de Stat din Moldova deja le face, adică deja pentru dezvoltarea noii generații din Republica Moldova și dotându-le și cu noi competențe va face o diferență și va fi în beneficiul societății și comunității, dar și va deschide calea pentru piața internațională. Acești studenți acum fac parte dintr-o nouă generație de creatori, de conținut și de jurnaliști din Republica Moldova care vor putea și sperăm vor reuși să activeze pe piața în cadrul industriilor de media digitală și creative în creștere din Moldova. Eu personal aștept cu nerăbdare să asist la dezvoltarea comunității de creație din Republica Moldova, care are atât de mult talent și potențial pentru a beneficia și a profita la maxim de toate aceste oportunități. Vă mulțumesc foarte mult! Actually, you did mention Minecraft, and that's interesting because now gamification and learning through games is a new trend. And by the way, last week we started the Minecraft course at ArtCore for kids so that we can engage them in learning the coding through gamification. So what best can happen to MediaCorp than have such amazing partners with Netflix coming, from the US, Minecraft and other innovations coming out of Sweden, and also UKAID that has this exciting creative economies. And actually, UK was the first one to define a creative economy several years ago. With that respect, I'd like to offer some welcome remarks and welcome Mr. Gary Davis, who is the deputy mission chief of the U.S. Embassy, of the British Embassy in Moldova. Și acum am să vorbesc și în română. Ofer cuvântul șefului adjunct al misiunii Ambasadei Marii Britanii, domnului Gary Davis. Gary? Good morning, everybody. Thank you, Doina. Dear Minister Sharov, Director, my friends at USA and Cedar, Adam and Scott. Stimați parteneri, domnule Adam, Scott, students, teachers, domnule Braga, dragi studenți, colegi, profesori. I have to be very careful what eu I say. Eu trebuie să fiu foarte atent la ce from my US and Swedish colleagues. So I won't mention James Bond or Harry Potter at this stage. Nu am să menționez despre Harry Potter la această etapă, având în vedere că am colegii din Suedia alături de mine. Anyway, it's a great pleasure on behalf of... Este o plăcere enormă din partea UK și a Ambasadei Marii Britanii să fiu alături de dumneavoastră, alături de toți partenerii din USA, ambasada Suediei la lansarea centrului din Republica Moldova pentru anunțarea dezvoltării centrului MediaCorp. The creative services industry, industria serviciilor creative, reprezintă pilonul economiei moderne a Marii Britanii și pornind de la publicitate, film, până la jocuri video și animație. Acesta este rezultatul unei investiții pe termen lung în ecosistemul serviciilor noastre creative, ceea ce a pavat calea pentru noi oportunități, pentru colocare, co-creare și colaborare reciproc avantajoasă între sectoare. Este minunat astăzi că Moldova se aliniază și ea acestor țări și este pregătită să pornească pe aceeași cale. The launch of the lansarea centrului, lansarea an increased demand for creative professionals
demonstrat o creștere sporită pentru specialiști în domeniul creației pe piața de muncă din Republica Moldova, găzduind echipamente de valoare înaltă, pre- și post-producere și spații de co-working. MediaCorp va oferi specialiștilor din media digitală și din domeniul creației un mediu practic pentru a-și pune în aplicare și a-și testa cunoștințele utilizând tehnologiile de ultimă generație. And to create job opportunities. MediaCorp va contribui la crearea de noi oportunități de angajare pentru tinerii specialiști din Republica Moldova. MediaCorp va facilita integrarea tehnologiilor emergente și va deschide noi locuri de muncă în domeniul creativ. Visible încurajând tinerii să aleagă aceste locuri de muncă. We will of course continue to support. Noi evident că vom continua să susținem dezvoltarea comunității de creație din Republica Moldova. Noi evident că mai ales că aceasta va fi solicitată având în vedere că trăim în era digitală și trăim în perioada post-pandemică. Aștept cu nerăbdare să văd produsele create de această industrie sau care vor fi generate în rezultatul acestui parteneriat. Tinerii din Republica Moldova vor duce această industrie fără îndoială la un alt nivel. Vă mulțumesc! Deci eu aștept cu nerăbdare să văd toate aceste produse creative generate de acest parteneriat. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes! Thank you so much, Mr. Davis. Și pentru că cel mai important atunci când vorbim cu investitorii media, cu companiile din sectorul privat, ei ne zic că au nevoie de profesioniști. Unde pregătim acești profesioniști dacă nu la universitățile din țară? De aceea ne bucură că partenerul principal și gazda MediaCorp este Universitatea de Stat din Moldova. Și centrul vine să completeze celelalte centre de excelență plasate la Universitatea Tehnică și la Academia de Arte. Dar universitățile astăzi au nevoie de noi tehnologii, trebuie să-și transforme oferta educațională, trebuie să se reinventeze și să țină pasul cu industria. De aceea, prin MediaCorp, găzduirea acestui MediaCorp la Universitatea de Stat este un factor cheie pentru succesul proiectului. În acest sens, aș vrea să vedem și de la doamna rector Otilia Dandara a Universității de Stat să ne ziceți un cuvânt de salut. Doamna Dandara. Mult stimate domnule ministru, mult stimate domnule Hochlander, David, domnul Ander, mulți stimați parteneri, Universitatea de Stat din Moldova, într-adevăr, trăiește un moment deosebit astăzi pentru că lansăm un proiect pe care nu l-am mai avut până acum. Universitatea de Stat din Moldova va găzdui MediaCorp, oferind în acest scop un spațiu de 2320 de metri pătrați, cu o suprafață de 4 nivele, care a permis să conceptualizăm un centru polifuncțional modern. În acest sens, Universitatea de Stat din Moldova vine și cu o contribuție, pentru că va cofinanța cu 3 milioane de lei și construcția pavilionului de filmare, dar în acest sens avem și un suport financiar extraordinar de important din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, care a venit cu un grant de 430.000 de dolari, pe lângă cele 1.300.000 de dolari investite în reorganizarea, modernizarea localului bibliotecii. De posibilitățile MediaCorp vor beneficia cel puțin 6 facultăți din cele 11 ale Universității de Stat din Moldova, studenți și profesori de la circa 20 de programe de studii licență, ciclu 1 și circa
20 de programe master și pentru viitor, în dependență de stabilirea relațiilor de parteneriat cu mediul de afaceri și segmentul creativ din Republica Moldova, am putea să inițiem și alte programe de master. De ce de master? Pentru că de obicei masteratul este mai receptiv la cerințele pieții muncii și cumva e o plus valoare la studiile pe care deja le au tinerii. Estimăm că în acest, ca rezultat acestui proiect vor beneficia de condițiile create în MediaCorp peste 1000 de studenți. Deci este estimare de la început, vom vedea pe măsura funcționării acestui centru, cred că implicarea va fi și mai mare. Și circa 150 de cadre didactice. Vorbesc acum doar estimând posibilitățile implicării specialiștilor noștri de la domeniile de formare profesională, informatică, informatică aplicată, matematică aplicată, fizică, inginerie, tehnologii informaționale, jurnalism, media, traducere și altele, am zis destul de multe programe. De ce este binevenit acest proiect anume la Universitatea de Stat din Moldova? Pentru că noi suntem, după cum a menționat și domnul ministru, cea mai mare instituție de învățământ din Republica Moldova și suntem universitate tip clasic, unde avem peste 70 de programe licență și circa 70 de programe master și deja avem o experiență abordării interdisciplinare în formarea specialiștilor. MediaCorp înseamnă pentru USM o relansare de viziune asupra organizării instituționale, deci nu doar a formării cadrelor, dar vom vedea o instituție, fiind aici în campus universitar, o instituție care arată altfel, care este organizată altfel și care va funcționa altfel. Și evident că pentru universitate este foarte important să avem și acest model de funcționare a unui centru, a unei instituții care are un pic alte principii de organizare și activitate. Deci, la moment, o problemă pe care o are universitatea noastră, dar nu cred că doar universitatea noastră, este relația cu mediul academic. Este destul de dificil să stabilim niște relații de parteneriat în care studenții să învețe din activitatea în comun. Evident că noi am încercat să introducem și strategia formării profesionale prin proiecte, prin identificarea împreună cu mediul economic a unor probleme de interes comun și formarea unor abilități și competențe încă din facultate. Dar în lipsa de experiență, evident că această strategie încă la universitate și în general în Republica Moldova nu are amploarea pe care o are în țările din vestul Europei și în Statele Unite ale Americii, după cum știm, implicarea aceasta practică a îți forma niște competențe profesionale făcând, implicându-te practic, la noi nu prea are o experiență. De aceea tocmai este binevenit MediaCorp pentru că ne va oferi posibilitatea implicării cadrelor didactice și studenților în formarea abilităților profesionale. Spațiile, oficiile, sălile de producție pe care le va oferi MediaCorp devin pentru studenți și profesorii noștri laboratoare și iarăși este un plus pentru noi, deoarece acele surse care ar fi trebuit să direct să le investim în aceste tehnologii moderne pe care partenerii noștri ne le oferă cu atâta generozitate, le vom utiliza pentru rezolvarea și altor probleme de necesitate stringentă. Centrul MediaCorp ne va permite să stabilim relații de parteneriat cu centre similare de peste hotare. Deja un grup de cercetători de la universitate și profesori de la Universitatea de Stat din Moldova au fost într-o vizită de lucru și într-un stagiu de formare de scurtă durată în Centrul Cinetic București, care deschide pentru universitatea noastră perspective de colaborare pe dimensiunea cercetării și formării profesionale în domeniul tehnologiilor moderne pe segmentul acesta creativ. MediaCorp va deveni un aspect, un element foarte important al imaginii Universității de Stat din Moldova,
o carte de vizită și o dovadă a unei universități altfel, a unei universități modernizate. Mulțumim încă o dată partenerilor care au elaborat această concepție, care au făcut posibil acest transfer de bune practici de la dumnealor din țară în Republica Moldova și prin acest, și în acest mod, prin crearea acestui centru, tinerii noștri vor avea posibilitatea să învețe altfel, să vadă o perspectivă de angajare altfel la noi în țară și de asemenea mizez foarte mult pe colegii noștri, pe colegii mei, pe colegii noștri de la universitate care s-au inclus în această, în acest eveniment video și mă bucur foarte mult că trăiesc sentimentul apartenenței la Universitatea de Stat din Moldova, sunt acum alături de noi pentru că partenerii ne oferă concepții, partenerii ne oferă suport financiar, dar partenerii nu o să lucreze pentru noi. Ca să putem să facem funcțional acest centru, evident că trebuie să valorificăm șansa și aici va interveni, evident, potențialul cadrelor didactice și științifice din Universitatea de Stat din Moldova. Mulțumim tuturor pentru, iarăși, pentru acest concept, pentru acest centru și, să zicem, într-un ceas bun în realizarea obiectivelor lui. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamna rector Dandara. Într-adevăr, ați menționat că la baza acestui parteneriat, ceea ce facem de acord diferit de alte inițiative, este parteneriatul între universitate și sectorul privat. Asta va asigura că tehnologiile care le vom implementa vor fi de ultimă oră și, în final, studenții se vor regăsi în aceste companii. Asociația Companiilor de Creație, care este denumită simbolic COR, când i-am întrebat de ce COR, ei au zis că în COR, împreună, asta este ideea asociației, este o asociație tânără, dar cu viziune. Împreună am realizat centrul Art COR, care în mai puțin de un an a devenit un magnet pentru comunitatea creativă. Asociația are 37 de membri din domenii precum design grafic, design interior, arhitectură, dar și animație, dezvoltare de jocuri, producție de sunet și video. În acest sens, oferim cuvântul domnului Vasile Braga, care este directorul executiv al Asociației COR și partenerul strategic din partea sectorului privat. Vasile? Salut! Bună ziua, dragi colegi! Stai să mă văd și eu pe acolo. Bună ziua, dragi colegi! Deci, Doina, mi-ai furat jumătate din discurs când ai povestit despre tot ce faci și Art Core-ul și acum mi-a rămas mult mai puțin să povestesc. Într-adevăr, suntem una dintre cele mai tineri asociații. Suntem doar din 2017 și acum avem 39 de membri care fac foarte multe lucruri diferite și foarte multe lucruri frumoase despre care s-a pomenit astăzi. Ce am vrut să spun despre potențialul nostru, dacă deja am început să vorbim despre noi, într-un scurt timp noi am avut prima noastră casă pe care am numit-o Art Core și în acest scurt timp am făcut în jur de 13 cursuri profesionale, 13 curicule și 18 ediții acestor curs. Am avut peste 10.000 de ore de training profesional. Am ajutat mai mult de 85 de companii să-și schimbe viziunea și să evolueze în ceea ce înseamnă creativitatea, să înțeleagă ce ar trebui să facă altfel. Am ajutat în jur de 50 de startup-uri a tinerilor în preaccelerare și mai mult de 35 de evenimente antreprenoriale și 3 maratoane online. Asta e ceea ce am reușit noi să facem, să zicem, din 2018 și cred că noi am putea să facem mult înainte. Când spun noi, vorbesc de toată asociația, de toți membrii care fac de la producție media până la copywriting, storytelling. Când mă sunt întrebat ce ar însemna industria creativă, sunt mai multe modele la care pot să răspund. Una dintre ele ar fi să pun prin virguliță cam tot cu ce se ocupă industria creativă. Mie îmi place să spun altfel.
Industria creativă, în primul și în primul rând, este potențialul de monetizare a culturii. Și noi avem o cultură puternică și noi suntem și o cultură academică puternică și eu cred că împreună noi vom avea posibilitatea să aducem, să facem proiecte noi exportabile, ce și-am demonstrat, dar la o scară mult mai largă, la o scară industrială. Și aici vă mulțumesc foarte mult tuturor experților și tuturor tuturor celor care vin alături de noi, în primul rând donatorilor USAID-ului, UKAID, Sweden, și mă bucur foarte mult că alături de noi este și Ministerul Educației și acum, recent, după ce a fost semnat acest memorandum cu Universitatea de Stat, eu cred că noi am avea posibilitatea să aducem tot mai multe conlucrări și proiecte comune cu industria privată, să aducem parteneri mari din afară cu care și discutăm la moment. Și încă o dată mulțumesc tuturor, că m-a străduit să fiu scurt astăzi. Vasile, mulțumim foarte mult! Și pentru că suntem într-un eveniment online și condițiile nu ne permit să strângem mâinile la semnarea memorandumului de parteneriat sau să ciocnim o cupă de șampanie, marcăm momentul solemn online cu speranța că în toamna anului 2021 vom inaugura fizic centru. Și acum urmează o animație de câteva secunde pentru colegii care sunt cu noi live și ne privesc live. Este o animație, deci e simbolul Mediacor. Și a parteneriatului, suntem 6 parteneri strategici. Pentru a vă arăta vizual ce înseamnă Mediacor, am să fac o scurtă prezentare. Iată aici, dacă vă întrebați unde este Mediacor, Mediacor este în centru, pe campusul central al Universității de Stat. Și 10 ani am vorbit despre IT. Acum începem să vorbim despre industria creativă, pentru că joburile creative nu se automatizează și utilizează creativitatea și inteligența emoțională. Domeniul creativ este unul foarte vast, dar aici vedeți că incorporează și autovizualul, și IT, tehnologia creativă, și jocuri, dar și design, arhitectură și patrimoniu cultural. În Moldova este un domeniu emergent, a menționat și partenerii noștri strategici că avem circa 13.000 de joburi creative și cam 2.800 de companii. Noi, Moldova, putem să fim nișați pe anumite tehnologii high-tech, putem să facem servicii pentru export în domeniu precum editing, creative graphics, 3D animație, motion capture sau producție virtuală. Aici este acel deja renumit ARET care a folosit tehnologiile de ultimă oră în ediția sa animată și a primit numeroase premii peste hotare, demonstrând că Moldova are talent global. Aceste tehnologii deja sunt testate și pe platforma Artcore. Aici vedeți o tehnologie în testare pe Unreal Engine și acel renumit The Mandalorian care a fost produs pe Netflix mai recent. Și colegii din industria creativă testează tehnologiile Unreal Engine care vrem să le facem, să le aducem în viață și pe platforma Mediacor. Artcore, bineînțeles că este proiectul soră. Artcore și Mediacor, de fapt, merg mână în mână, pentru că arta și tehnologiile informaționale sunt împreună.
La ArtCore avem peste 10 cursuri profesionale din domeniile creative. Aș vrea să subliniez că sunt primii trainer certificați internațional, de exemplu, mixaj de sunet. Și dacă ne întrebăm, este oare universitate gata să facă față tehnologiilor, eu aș vrea să subliniez că, de exemplu, un inginer de sunet necesită un software specializat și un training de 6-9 luni, care acum nu este disponibil în universități, iar industria, companiile private au nevoie de acest gen de profesioniști ca să crească. Atât TV, atât media, cât și companiile creative din animație sau din alt domeniu. Dacă să vorbim de industrie de digital media, este o industrie în plină creștere. Până în 2025, industria de digital media se estimează că va ajunge la 255 de miliarde de dolari în volum global și o creștere de 44%. Cu toate acestea, industria de media a devenit digitală și sunt aceste trenduri de digitale care regândesc, reconceptualizează industria de media tradițională. Sunt 4 trenduri de bază, dar aș vrea să mă opresc la 2 chestii importante. Consumatorul se schimbă, consumatorul consumă altfel conținutul, aș vrea să fie conținutul disponibil oriunde, oricând. Avem creșterea așa numitelor tehnologii de video streaming. Se schimbă mecanismul de finanțare a companiilor media. Acum avem idei de genul crowdfunding pentru media și, de asemenea, aspecte de securitate informațională, aspecte regulatorii care se întâmplă, de exemplu, acum cu rețelele sociale. Toate aceste elemente dizrup sau cauzează niște dizruperi în ecosistemul de media și noi trebuie să reinventăm cum consumăm și cum producem conținutul media. Nu mai vorbim de tehnologie, trendurile digitale, digitizarea, video streaming, real-time content și accesul la conținuturi. Acestea sunt trendurile care ne sunt comunicate de către World Economic Forum. MediaCore vine să accelereze industria de media digitală din Republica Moldova. Este, de fapt, un spațiu de producție media și de experimentare cu tehnologiile media. Este realizat de arhitectori locali, ăsta este autorul proiectului Leo Dumitrașcu, dar și cu participarea plenară și angajarea. Este, de fapt, un proiect executat în co-design de către sectorul privat. Aici vedeți membrii Consiliului sau Bordului Asociației COR și cei care au contribuit la realizarea și proiectarea MediaCore. Ne-am uitat și în regiune, pentru că Moldova trebuie să devină un centru global și trebuie să urmărim tendințele globale. De aceea am angajat și colegii noștri din Ucraina, de la FilmUA, care ne-au dat consultanță pe media engineering. Sunt cam cei mai mari din Europa de Est. Au peste 7 pavilioane de producție și mai recent au început primul serial pentru Netflix. Cred că va începe în curând producția acestuia în Ucraina. Au și proiecte educaționale pe care le vom transfera în Republica Moldova, de exemplu o școală pentru filmmaking și televiziune și media pentru adulți și copii. Deja sunt primele colaborări cu colegii noștri din Ucraina. Probabil cunoașteți inițiativa MILAB, care se întâmplă pe platforma ArtCore. Ultimele 2 ediții au fost realizate acolo în colaborare cu colegii de la FilmUA. Universitatea de Stat este gazda MediaCore și nu întâmplător. Nu doar este cea mai mare universitate din Republica Moldova, dar are facultățile de jurnalism, comunicare, litere, sociologie, psihologie, dar și facultățile de IT. Universitatea oferă o clădire, o fostă bibliotecă cu 4 etaje, care este amplasată pe campusul de pe strada Mateievici, și va contribui, este că va pune la dispoziție toate resursele academice.
academice în parteneriat cu sectorul preteneriat cu universitatea. Așa de 3 milioane de dolari SUA din partea oferită cu generozitate din partea donatorilor strategici USAID, Suedia și UKAID prin proiectul de competitivitate de Moldova. Lucrările de reconstrucție deja practic au început și lansarea, deschiderea ușilor Centrului de Tehnologii MediaCore este planificat pentru toamna 2021. Aici vedeți organizarea sau ce se va întâmpla, ce va avea loc în centru. Vom avea două etaje pentru afaceri, start-up-uri, microoficii, spații de coworking, dar și de educație și stocare. Nu în zadar înțelegem că industria media are nevoie de spații de proiecție, de exemplu, sau companiile din industria media și industriile creative sunt microcompanii, sunt foarte mulți freelanceri, peste 3.000 în țară, de aceea aici va fi o casă care va reuni toată industria. Avem un etaj dedicat cu studiouri de postproducție, este vorba despre studiouri profesioniste pentru înregistrare, editare și mixare de sunet, dar nu doar, studiouri de dublare, folii și intenționăm să aducem studiouri de color correction sau corecții de culori, care la moment nu sunt disponibile industriei aici în țară și sunt disponibile doar la vecinii noștri din România sau din Ucraina. De filmări high-tech care va experimenta tehnologiile emergente. Vor fi spații media pentru show-uri, vlogging, video production, dar și producție virtuală și studiouri de captare a mișcării sau motion capture. Aici vedeți niște rendere, cum va arăta centrul pe exterior, cu accesibilitate pe toate 4 etaje. Și încă o dată menționez că MediaCore se întâmplă prin parteneriatul strategic între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Republica Moldova, împreună cu Asociația Companiilor Industriilor Creative Core, cu suportul strategic al donatorilor USAID, Suedia și UKAID. Vă mulțumim foarte mult și acum aș vrea să auzim de la sectorul privat. Avem cu noi alături pe membrii Asociației COR și cei care ați format de curând board-ul asociației, companii din domeniul media. Nu știu dacă cineva ar vrea să ne spună câteva cuvinte. Nu știu, este cu noi Sergiu Cumatrenco? Sergiu, ești cu noi? Sunt aici, prezent. Așa, foarte bine, mersi. Noi am avut cu tine proiecte comune. Ai fost cu noi din start la conceptualizarea și al centrului ArtCore și al centrului MediaCore. Ești organizator al Festivalului Internațional de Film RAVAC, iarăși o inițiativă care o susține în plenar. Nu doar, dar ești coproducător pentru scurtmetraje și lungmetraje premiate la festivaluri de film internaționale. Puțin știu că tu, de fapt, exporți servicii de media și poți să ne zici ce putem aduce, care este potențialul nostru, totuși, în Republica Moldova pentru media și industriile creative. Da, mulțumesc pentru întrebare, stimați domnul ministru, stimați donatori, stimați reprezentanți a proiectului de competitivitate, stimați colegi, dragi prieteni, reprezentanți ai media, dați-mi voie să manifest și eu această bucurie imensă, pentru că astăzi am văzut primele imagini virtuale acestui centru, acestui hub, acestei case noi care va reprezenta, cum a spus domnul ministru, o epocă nouă în dezvoltare industriei media din Republica Moldova. Într-adevăr, eu văd un mare, mare, mare potențial în Republica Moldova, probabil din faptul că sunt optimist, dar să știți că am avut norocul să vizitez școli de film din Suedia, Svenska Film Institute, am văzut școala de film din Paris, din Cehia,
din Moscova, din Wrocław, din Polonia, de la București și am rămas plăcut uimit și cu invidia albă față de acei studenți, acei tineri care au acces la la tehnologie de ultima generație, la profesori bine școliți, la acea perspectivă care oferă tehnologia modernă. Și m-am gândit în asta de fapt cu 10 ani urmă, m-am gândit în mintea mea visătoare, în cum ar fi să fie așa ceva în Moldova. Cât de mult vom propulsa noi această industrie, cât de mult noi ne vom dezvolta, cât de mult ne vom, cum spun, vom promova identitatea noastră ca și țară, dar ca și creatori. Iată că astăzi suntem prezenți la această întrunire care încă o dată spune că, iată, acea deschidere oficială se apropie cu pași intenși, datorită donatorilor și tuturor participanților la acest proces. Noi considerăm, cel puțin în echipă, considerăm că Moldova are un potențial enorm de tineri. Ei trebuie să aibă acces la know-how, ei trebuie să aibă acces la profesori, la software, la tehnologii și astfel noi vom deveni competitivi. Pentru mine acest cuvânt este un cuvânt cheie, pentru că de multe ori știți cum noi suntem ca într-o piață super micuță aici și se creează impresia că noi am fi cumva concurenți. Dar de fapt competiția noastră este în afara țării. Am avut norocul să vizitez cele mai mari piețe de film și media de la Cannes, de la Berlinale, Venice Production Bridge și am înțeles că, de fapt, lumea a avansat foarte mult și aici nu ne referim doar la conținut creativ. Vorbim la entertainment, la produse și la servicii. Ceea ce putem face noi aici la noi în țară este un spectru foarte, foarte larg. A demonstrat și Dmitry Voloshin cu Simples, care a produs acest VR. Toată lumea este nebunită acum de VR. Lumea și festivalurile mari au secțiune aparte pentru VR, pentru că, să fim onești, acesta este viitorul. Și ceea ce oferă tehnologiile noi, noi putem crea această posibilitate la noi acasă ca să creăm acest content. Nu mai vorbim de faptul că noi putem presta servicii de înaltă calitate pentru partenerii mari, ca să spunem, rechinii ăștia care, de fapt, țin piața globală. M-am întâlnit cu câțiva, hai să spunem, omologi din Paris. Am văzut că e una să produci content, dar e alta să înțelegi distribuția acestui content și localizarea lui din start la o piață globală. Și eu cred că noi în Moldova putem face acest lucru. Am demonstrat prin numeroase vânzări, hai să spunem, prin content care a fost apreciat și de audiență, dar și de festivaluri și forumuri internaționale. Faptul că acest media core se întâmplă chiar în cuibul unei universități de nota 10, hai să spunem așa, este foarte, foarte important. Noi, în activitatea noastră, căutăm specialiști buni. De multe ori, iată, anul acesta producem două lungmetraje la diferență de o lună. Deci noi trebuie să lucrăm cu două echipe în paralel. Nu mai vorbim de faptul că, având acces la piața Berlinale, am semnat deja un memorandum cu parteneri din Lituania, Franța și Germania, care vin anul viitor în Republica Moldova să filmeze. Ei ne întreabă, aveți specialiști? Aveți asta, asta. Ei tot au. Dar ei nu vor să vină și să cheltuie banii să aducă specialiștilor atâta timp cât noi avem specialiști calificați care au abilități și competențele necesare unde industrie la nivel global. Iată de ce este arhi necesar și este urgent dezvoltarea acestor tineri prin metoda de learning by doing. E bine să ai acces la internet, să înveți din tutoriale, dar e bine să te așezi la masa de lucru acolo unde este echipament și software licențiate de ultima generație și să înveți să faci lucrurile la nivel global. Este posibil și mulțumesc încă o dată că avem această șansă să stăm astăzi să discutăm despre un proiect real. Mulțumim tuturor și baftă în implementarea proiectului. Sperăm să-l convingem pe domnul Adam cu cât mai mult content și pe domnul Gary, care a spus că abia așteaptă să vadă acest conținut. El deja există. Trebuie să vă faceți timp pentru a vedea acest conținut. El există și de nivel foarte, foarte înalt. Mulțumesc tuturor!
Sergiu, îți mulțumim foarte mult pentru o intervenție, de fapt, inspirațională. Eu cred că colegii noștri de la universitate, decanii care sunt cu noi și studenții, înțeleg că există un potențial. Bineînțeles că pentru noi contează ca companiile, sectorul privat să aibă abilități, să aibă ambiții și să înțeleagă că cum să penetreze piețele de export, cum să iasă la export, pentru că, după cum ai menționat, Moldova este o piață mică și dacă vorbim de diversitate de media, atunci trebuie să divizăm riscul de piață, să avem produse și consumate sau produse și pentru piața din Moldova, dar și peste hotare. Și în acest sens ești un exemplu a unei companii din Moldova despre care probabil puțin cunoști, care conlucrează cu parteneri internaționali. Ai menționat despre tehnologii. Într-adevăr, acum tehnologiile stau la baza transformării ecosistemului media și mai avem un coleg cu noi, la fel membru al boardului COR, și deci un coleg care a participat la elaborarea conceptului MediaCore, este vorba despre Ștefan Nahaba. Ștefan este fondatorul unui mic studio de producție, Racheta Production, și inițiatorul conferinței dedicate specialiștilor de post-producție. Conferința se numește Fix It in Post. Ștefan, ești cu noi? Da, bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea și felicitări tuturor colegilor din sectorul privat din Breaslă, spun așa, și mulțumim foarte mult tuturor organizațiilor și donatorilor. Deci, noi am, 2 ani în urmă, am inițiat, văzând potențialul local, am inițiat această conferință, Fix It in Post, o conferință care, între timp, am reușit să dezvoltăm la un eveniment împreună cu susținătorii strategici USAID, UKAID, Swedish, Embassy, care de atunci au văzut potențialul acestui sector, acestei industrii, și noi am reușit să aflăm că la noi în țară, de fapt, există foarte multe studiouri mici despre care nici noi nu cunoșteam fiind în industrie, care fac postproducție, oferă servicii la nivel internațional în Statele Unite, în Anglia, în Est, de clasa A, deci produse care pot fi comparate cu aproape nivel de Hollywood, spun așa, care au careva necesități. Și aceste necesități sunt existența unei case și existența unor specialiști. Iar MediaCore este centrul care va ajuta la crearea și la dezvoltarea acestei industrii. În acest context, noi ne-am apucat să facem, să ne mișcăm și să facem puțin R&D, Research and Development, în ceea ce ține de Virtual Production, o tehnologie de ultimă oră, care am reușit să prezentăm câtorva membri ai proiectelor de competitivitate, inclusiv și membrilor din COR, care vrem să o aducem la noi în țară și să o implementăm și care ar fi o soluție pentru a deveni competitivi pe piața externă. Am dorit să vedem cât mai multe tehnologii, cât mai multă implicare din partea oficialilor a guvernului, inclusiv și a sectorului privat, a donatorilor, pentru că există potențialul masiv ca această industrie să devină la fel de competitivă și la fel de mare ca industria de IT, care a fost susținută și s-a dezvoltat în timpul tuturor anilor.
Cam asta e ceea ce am vrut să spun. Încerc scuze, am emoții. Vă mulțumim mult încă o dată. Ștefan, îți mulțumim foarte mult. Eu am un deja vu. În 2006-2007 noi promovam industria IT. Și toți ne întrebau, IT? Ce e asta IT? Unde la noi în Moldova este IT? Deci acum este același deja vu când vorbim despre industrie creative și industrie de media și ne întreabă pe industrie creative la noi în Moldova unde sunt industriile creative, unde este talentul. Ai perfectă dreptate, dar cred că împreună vom reuși să schimbăm această paradigmă, pentru că, după cum ai zis, suntem unical poziționați, putem să facem o convergență între abilitățile tehnologice, abilitățile creative, abilitățile culturale, muzicale. Și pentru că tu experimentezi cu tehnologie, pot să confirm și eu, am fost la acest experiment, a fost un experiment realizat pe Unreal Engine, am inclus o imagine în prezentarea mea, este ceva impresionant, voi faceați experimente cu tehnologiile care au fost utilizate la realizarea The Mandalorian de pe Netflix, este o tehnologie de ultimă oră și aplicarea acestea în domeniul de film, de entertainment și animație. Mulțumim foarte mult și sperăm că să încadrăm aceste tehnologii de ultimă oră în MediaCorp cât de curând. Și am menționat și despre muzică, despre convergență. Aș vrea să ofer cuvântul lui Elia Stadeus, el este cu noi și la fel membru a bordului Asociației Cor. Este compozitor de muzică. A scris, de fapt, și pentru Disney. Și visează la un studio de înregistrări pentru orchestre în Moldova. Este ambasador al Art Core și primul trainer al cursului de sound design și music production care se întâmplă pe platforma Art Core. Elias? Doina, mersi. Vă salut, onorată asistență, domnule ministru, reprezentanții misiunilor diplomatice, Statele Unite, Suediei, UK, doamna rector, cât și dragi colegi din board și din asociație. Desigur, un eveniment foarte așteptat, un eveniment la care am lucrat și am depus toți efortul maxim și toate cunoștințele și inteligențele care le dețineam, să avem acea, cum s-a spus, casă, da? Unde să ne adunăm și să putem eleva atât spiritul creativ, cât și nivelul și calitatea contentului creat. Acum avem două, spunem așa, foarte mari priorități. Strategic suntem ca țară localizați foarte bine între vest și est, ca un pool de talente și oameni talentați și creativi avem de ajuns. Acum a rămas doar să avem o infrastructură care să ne permită să putem livra cu calitatea contentului la nivel internațional și deja stabili un management care să poată atrage proiecte externe pentru realizarea lor. Plus, paralel cu asta, desigur, partea educațională care este foarte importantă și momentul că suntem afiliați cu Universitatea de Stat ne va permite să putem acredita internațional acești noi specialiști care să-și continue atât în incinta creștinii noastre cât și în afară și într-un fel să ne ducă și faima și să atragem și alți specialiști exteriori. Pentru a continua procesul ăsta permanent de elevare a calității, de implementare a tehnologiilor noi care se dezvoltă practic de zi cu zi și chiar avem foarte multe acum posibilități de a fi implementate la noi, de a fi prestate anumite servicii și de a aduce un nou workflow, da, și un nou spațiu de educare, de învățare a noilor specialiști, de creație și de un workplace unde să avem tot și fun, fiindcă there is no fun, nu e interesant de lucrat, fiindcă producția contentului media e un lucru, în special în post-producție asta, studiouri,
unde stai practic închis foarte mult timp și atunci foarte, foarte mult contează ca echipa, ca spiritul între echipă să fie plăcut, să fie agreabil, să fie friendly și să avem toți fun de la asta. Atunci și rezultatul va fi, nu știu cum se simte. Deci când un content e produs așa într-un grup sau cu o atmosferă mai cu fun și rezultatul, nu știu cum, are așa o energie mai pozitivă. De-aia eu foarte mult cred, eu văd după rezultatele și KPI-urile care le arată deja studenții noștri după 6 luni de cursuri la ArtCore. Doar îmi bucură faptul că sunt foarte mulți tineri specialiști și foarte mulți interesați de acest domeniu. A dream comes true. So, looking forward, da? Să avem, să tăiam panglii caroșii și să putem la anul, într-un ceas bun, să dăm start acestui nou spațiu, acestui nou centru de gravitație, aș spune eu, pentru spațiul creativ și media din Republica Moldova, care sper să rezoneze pe un teritoriu atât regional cât și transnațional. Elias, îți mulțumim foarte mult. The dream is slowly starting to come true, yes? mulțumim și sperăm să, ca și împreună cu studenții, să avem colaborări muzicale impresionante. Am uitat să menționez că, de fapt, muzica la AREP este o colaborare cu tine, realizată cu tine, deci meritul premiile care au fost obținute de AREP sau The Wings, îți revin și ție implicit. Mai avem o ultimă intervenție din partea sectorului privat. Este vorba despre Sergiu Pascaru. El este fondatorul Pascaru Production. Este studioul de creare echipamentului pentru filmări și nu numai, a realizat primele coproducții din Moldova și este și un activist social, pentru că împreună realizăm acel festival, acea școală de filmări denumită MILAB. Sergiu, ești cu noi? Da, bună ziua! Sper că se aude. Se aude, da. Da, ok, foarte bine. Sorry, nu eram pregătit de intervenție, dar și tot ce a fost de zis, au zis colegii mei de mai înainte. Eu am să adaug... Bine, tu ai participat, Sergiu, la design. Împreună am fost la Kiev, am văzut spațiile acolo, ne-am inspirat. Da, dar despre asta s-a zis deja. Poți să ne zici. Hai să zic și eu că visul meu sau, mă rog, speranța mea cea mai mare este un studio modern, un studio mare și frumos, unul diferit de Moldova Film, care să ne permită să facem lucrurile mult mai bine decât le facem noi acum. Nu că noi le-am fi făcut rău, doar că de fiecare dată noi acum suntem nevoiți să găsim niște locații prin sat, prin oraș, pe undeva, să ne conformăm celor ce găsim, nu să construim noi ceva bun, ceva ce avem noi nevoie pentru filmat, să punem noi lumina din geam de unde vrem noi, nu de unde o găsim. Ceea ce ține de studio, doar că după cât îmi dau eu seama încă nu-i de grabă cu studio, dar sper că totuși până la urmă să o facem. Media Core-ul, cred că e o idee grozavă, foarte bună. Eu deja cred că ne-am făcut și bagajele pe jumătate, așa că eu sunt primul acolo care vin și stau la ușă cu toate cutiile și cu toate bagajele. Mă rog, cam asta. Toată lumea a zis, de fapt, că e foarte necesar, cred că e super necesar pentru industria noastră și cred că e cea mai bună idee de până acum. Nu că vinurile și fashion-ul nu sunt bune, doar că noi nu avem treabă cu ele. Mersi de atenție. Aveți treabă și le promovați, așa că, printre altele, noi avem ultimele etichete, avem și niște premiere pentru sectorul creativ la realizarea etichetelor pentru sticlele de vin. Sorry, Doina, scuze. Las-o leacă vinul și etichetele. Stai că eu n-am zis cel mai important. Milapul. Asta e important. Asta cumva ne-a dus cu gândul și noi am încercat să facem Milapul.
anume din cauza, cum a zis și Sergiu, cum atent, cum ai sus, cu specialiștii, pentru că noi deja avem și noi, nu industria, noi casa noastră de producție, ucraineni, ruși, români și poate chiar și englezi și chiar și nemți, cred că de grabă, dar încă nu ne-au confirmat, care cu mare plăcere vin încoace, doar că suntem noi gata. Iarăși cred că o să zic, nu știu dacă e momentul de cash or bait, care este o piedică destul de bună, dar sper că de grabă se rezolvă. Și a doua, da, specialiștii. Și sperăm cu tot din adinsul că o să-i avem, că o să-i facem. Mediacorul cred că aici o să-și aducă cumva aportul și o să pună umărul, dar eu cred că o să-și pună amândoi umeri aici. Milapu, eu cred că deja este parte din Artcore, cred că de grabă ajunge parte și din Mediacore. Tot aici este și festivalul de film care vrem să-l facem noi, care cred că am vrut anul ăsta să-l dac filmfestul, zic. Mă gândeam să-l facem oricum la noi sub cerul liber, asta era ideea festivalului, este gratuit, sub cerul liber, hai să-l facem. Și mai ales că acum toată lumea vrea sub cerul liber. Chiar ne-am gândit să facem undeva într-o parcare de la metru și să-i aducem pe toată lumea în mașini și să stea acolo la distanță. Dar asta deocamdată e un gând. Nu știu dacă merită sau nu. Ne mai gândim. Vedem într-o zi la Artcore când se poate de întrunit în ședință și decidem împreună. Sergiu, mersi foarte mult. De fapt, profităm de faptul că l-avem aici alături pe domnul ministru. Ai menționat despre cash rebate ca un instrument de susținere și de competitivitate pentru Moldova ca locație de filmări, pentru a atrage partenerii internaționali să filmeze în Moldova. Acest cash rebate, avem aprobat lege și acum împreună cu Ministerul lucrăm la, și Agenția de Investiții lucrăm la partea de regulamente și încă o dată subliniem importanța și necesitatea acestui mecanism de cash rebate care o să se plieze pe alte avantaje competitive și va pune Moldova, de fapt, alături de Ucraina, România, Georgia, Ungaria și alte 30 sau 40 de țări din lume care au acest mecanism de cash rebate. Sergiu, îți mulțumim foarte mult și cu această ultimă intervenție încheiem intervențiile din partea sectorului privat. Încă o dată vă mulțumim că ați fost cu noi și că ne-ați urmărit live. Avem comentariile pe Facebook. Vă rugăm să fiți cu ochii pe noi în implementarea Mediacore și dacă aveți idei, propuneri, colaborări, nu ezitați să contactați universitatea sau asociația companiilor de creație din domeniul core. Încă o dată subliniez că Mediacore este primul centru de producții media și tehnologii media din Republica Moldova, realizat cu suportul strategic a 6 parteneri, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Republica Moldova, Asociația Companiilor Creative din Moldova, COR, precum și partenerii strategici de dezvoltare, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Ambasada Suediei și UKAID. Vă mulțumim foarte mult și ne auzim! Cea mai mare universitate din Republica Moldova, Universitatea de Stat, își va transforma oferta educațională odată cu dezvoltarea Mediacore. Aici tinerii își vor dezvolta cunoștințe și vor excela la nivel internațional în domeniul noilor media, tehnologiei și tehnicilor digitale creative, în domenii precum cinematografie și animație.
USAID strongly believes in the potential and creativity of Moldovan youth. By supporting the creative industries, USAID provides jobs and opportunities for young people in Moldova, helping to retain the talent at home. The creative industries is a rapidly growing sector of the economy. Over 13,000 people work in the Moldovan creative and media sectors. Sweden is a strong supporter of media diversity and encourages collaboration among digital media, startups, producers, and other key players. Merging technology with creativity, MediaCore will catalyze entrepreneurship and will allow traditional media to embrace innovations in order to develop authentic and attractive content for the public. In a world of fast evolving automation and technological change, creative industry has proved itself to be both resilient and durable. The UK supports the development of creative industries in Moldova so that the jobs of tomorrow can and will provide real opportunities for young people in the country. MediaCore will facilitate these opportunities and encourage young people to become passionate about pursuing careers in the field of creative industry. Universitatea de Stat din Moldova va găzdui centrul media COR, vor apărea noi specialități, iar peste 1000 de studenți de la programele comunicare, jurnalism, IT, informatică, fizică, matematică vor avea posibilitatea să elaboreze proiecte practice și să-și lărgească oportunitățile de angajare prin colaborările cu sectorul privat la MediaCore. Asociația Companiilor din Industriile Creative COR va aduce contribuția sectorului privat în viitorul MediaCore. Pentru a avansa în domeniul creativ și a putea concura cu alte țări, Moldova are nevoie de conținut original, dar și de tehnologii care să permită celor talentați să-și dezvolte potențialul.